Confortul sau metri pătrați? Care credeți că e mai important în proiectarea unei case? Deseori clienții mei se limitează și se orientează doar raportat la suprafețele metrilor, pe metri pătrați a încăperilor, nu și la confortul de a utiliza acele încăperi. Ori când vorbim despre o casă, părerea mea e totuși că acea casă trebuie să ofere în primul rând confort, nu doar un spațiu de locuit. Un confort sporit înseamnă o posibilitate de a folosi acel spațiu nu doar pentru sau strict pentru destinația pentru care este, ci și pentru folosirea relaxată a acelor spații. Spre exemplu, într-un dormitor, dacă băgăm un pat și o noptieră, să mai avem un spațiu pentru a amenaja o zonă de fardat pentru doamna, un dressing, o baie și folosirea acelui spațiu de a ajunge din zona A în zona B. La fel pentru bucătărie, dacă vorbim că facem o bucătărie, nu ne raportăm doar la suprafața pe metri pătrați pentru acea bucătărie, ca să fie un spațiu în care să încapă doar o persoană, ci să putem să folosim acea bucătărie și în doi și poate să avem acces și dintr-o parte și din alta, de aia se folosesc acele insule și tot așa. Deci cumva părerea mea e că nu ne orientăm doar la suprafața pe metru pătrat, care este importantă, dar totuși trebuie să punem accent în primul rând pe funcționalitatea spațiilor, pe confort, pe filozofia vizuală, ce văd când intru, ce văd când ies, dacă stau și mă uit la televizor, din ce parte îmi bate lumina din geam și tot așa. Toate chestiile astea se bazează pe acel confort, nu pe suprafața metrilor pătrat, care reiese din confortul pe care ți-l dorești. Sigur că dacă ți-l și poți permite.